un tânăr de 32 de ani a decedat în urma unui accident tragic care a avut loc recent în satul Petrunea din Glodeni. Tânărul, întors recent de la muncă din Moscova, a plecat cu un grup de prieteni la odihnă pe malul unui bazin acvatic din localitate. Noaptea, unul din colegi a vrut să plece cu automobilul și n-a observat unde dormea colegul său și l-a călcat cu mașina. Un bărbat de 45 de ani și-a călcat amicul cu automobilul din neatenție. Potrivit inspectoratului de poliție, bărbații împreună cu trei amici erau la pescuit. Noaptea, după ce au chefuit și au petrecut, victima s-a culcat pe malul Iazului. Bărbatul în vârstă de 45 de ani nu a observat unde dormea colegul său. A urcat la volan și a trecut peste el. Data 20.07.2014, unitatea de gardă a inspectoratului de poliție Glodeni a parvenit o informație precum că la pe malul Iazului, obștes, din satul Petrunea, Râna Glodeni, a fost călcat un om de către un automobil de model VAZ, unde a survenit și decesul. De plus, în fața la grupă operativă, am stabilit că pe data de 20.07.2014, ora 1.30 noaptea, un cetățean cu vârstă de 45 de ani, fiind în stare de ebrietate, efectuând o manevră de întoarce pe malul Iazului din sat Petrunea, Râna Glodeni, a călcat un om cu vârstă de 32 de ani, urma căruia a survenit decesul. Suspectul este reținut. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă până la 8 ani de închisoare.